Dragilor, astăzi alături de noi este domnul profesor Teodoru Ghiondea și vom vorbi despre faptele apocrife ale apostolilor Petru, Pavel, Ioan, Andrei și Toma, o carte publicată în colecția manuscris a editurii Herald. Așadar, faptele apocrife ale apostolilor Petru, Pavel, Ioan, Andrei și Toma. Și aș începe discuția cu domnul profesor Teodoru Ghiondea. Chiar de la titlul acesta incitant al acestei cărți din colecția manuscris, pentru că noi am mai auzit de scrieri, texte, scrieri gnostice sau scrieri apocrife, dar despre faptele apocrife ale apostolilor poate mai puțin. Și aici vom face cu siguranță referire la o altă carte publicată tot în colecția manuscrisă a editurii Herald, și anume Evanghelia lui Toma. Așadar, domnule profesor, de ce faptele apocrife ale apostolilor Petru, Pavel, Ioan, Andrei și Toma? Cred că ar trebui să începem de la un aspect mai general. Și anume, nu cred că ar trebui să ne grăbim întotdeauna când întâlnim cuvântul apocrif, să-i atașăm imediat și calificativul de fals sau legendar, sau, dar în sensul acesta că nu știm dacă s-a întâmplat așa, dacă textul este autentic, dacă, pentru că până la urmă, vedeți noastră, când este vorba de un mesaj spiritual, lucrurile sunt mult mai complicate. Nu avem numai pe cel care le spune, ci cel care spune, cel care are de îndeplinit o misiune și atunci faptele lui pot fi exemplare, sigur că are o oarecare libertate de creație, aș spune eu. De ce? Pentru că nu este importantă exactitatea istorică și cronologică, aș spune eu, în sensul strict și profan al cuvântului, ci este important mesajul pe care el îl transmite. Și atunci, nu cred că ar trebui să atașăm la acest apocrif sau să ne gândim când întâlnim cuvântul apocrif și neapărat că este fals, că s-ar putea să nu fie așa, s-ar putea să nu fie acest autorul și așa mai departe, ci ar trebui să fim atenți la text în primul rând. Și am să vă mai dau și încă o explicație, pentru că tot am avut pe parcursul întâlnirilor noastre, am întâlnit, cum spuneați, textele apocrife, multe din ele, evangheliile apocrife și așa mai departe. Toată categoria asta de scriere apocrife și acum și fapte apocrife, iată, ar trebui privită cu mai multă atenție, cu mai multă perspicacitate, cu mai multă înțelegere și cu un oarecare cumpăt, aș spune eu. De ce? Pentru că, vedeți noastră, noi discutăm despre un mediu pe care mentalitatea omului modern îl percepe mai greu, mai dificil. Este un mediu cu care nu suntem obișnuiți. Iar mesajul într-un asemenea mediu se propaga în anumite condiții. Deci nu trebuie să considerăm că Sfântul Ioan Evanghelistul, când vorbește despre un anume lucru, el se gândește neapărat că peste 2000 de ani sau peste 1800 de ani o să fie cineva care să-l asculte, și nu se gândește la lucrul ăsta. El mărturisește adevărul și adevărul este universal. Deci el nu pune condiție istorică. Dar cu siguranță că în aceste fapte apocrife și mai ales în scrierile apocrife trebuie să fim atenți la altceva. Trebuie să cunoaștem în primul rând bine ambianța istorică în care apar. Și întreaga această efervescență post-platonică, post-platoniciană sau, dacă vreți, imediat după secolul I, secolul II, secolul III, când neoplatonismul este foarte puternic și mesajele, în general, astea sapiențiale, capătă o anume greutate și un anume profil. Nu este chiar atât de simplu să le calificăm. Deci, trebuie să fim mai mult atenți, aș spune eu, este ca o invitație, dacă vreți, să fim mai mult atenți la mesaj. Și în această idee am să încerc să prezint două lucruri foarte importante referitoare tocmai la aceste fapte apocrife. Ce sunt faptele apocrife? Faptele apocrife sunt, de ce sunt numite apocrife, în primul rând? Pentru că noi avem obiceiul acum să confundăm rigoarea cu exactitatea.
Ori exactitatea istorică nu e întotdeauna cea care credem noi că este. Adică atunci când ținem cont de anumite evenimente, de anumite conjuncturi, este foarte greu ca să stabilești cu cea mai mare exactitate, n-aș spune numai anul, nici nu știu dacă ar fi foarte important dacă este anul 62 după Hristos sau este anul 82 după Hristos. Nu cred că este foarte important într-un text spiritual. Vedeți? Când vorbim de un text spiritual și despre asta de asta ne ocupăm, ca să spun așa, exactitatea asta cronologică nu spune mare lucru. Nu spune mare lucru. După Platon, ce să spun? Cam totul trece prin Platon după aceea în filozofie și în spiritualitate și în creștinism. Cam totul trece prin Platon. Deci nu-l putem îngrădi și nu-l putem eticheta doar în funcție de o anumită perioadă istorică. Referitor la aceste fapte apocrife, ele se numesc apocrife din punctul meu de vedere, sigur, se numesc apocrife pentru că ele încearcă să sublinieze sau să accentueze un anumit mesaj spiritual, un anumit mesaj creștin în funcție de niște conjuncturi care sigur că ele sunt determinate istoric, dar ele trec dincolo de istorie având în vedere faptul că noi discutăm despre o cronologie sacră aici. Și deci chiar dacă evenimentul s-a întâmplat în secolul 2, în secolul 3, el are valabilitate astăzi pentru că mesajul este unul care ține cont de adevărul divin și nu ține cont de adevărul contingent. Și ca să vedeți că de ce sunt importante aceste scrieri, fapte apocrife, cum vreți să le spuneți, toată această categorie. Uitați de ce. În cartea noastră, pe care ați amintit-o și pe care noi o prezentăm cititorilor, este vorba de și de faptele apocrife ale lui Toma. Toma Didim, Toma Geamănul, de care noi am mai discutat. Și noi spuneam că este, la vremea respectivă, am făcut afirmația că există oarecare excelență a acestei figuri, a lui Toma. Și că faptul în sine de a-l prefera, de Domnul Iisus, de a-l prefera în transmiterea unui adevăr care nu este nici măcar și pentru discipol, deci este ceva cu totul special, și mă refer la Evanghelia lui Toma aici, pe care ți-am amintit-o adinaori, și în care se spune în Logionul 13 că l-a luat deoparte și a spus trei cuvinte pe care nu le-a spus și celorlalți discipoli. După aceea Domnul Iisus dispare și Toma, întorcându-se între ei, ei îl întreabă, ce ți-a spus Domnul? Și el le spune textual, dacă v-aș zice unul din cuvintele pe care mi le-a spus, ați luat pietre și le-ați aruncat în mine și un foc a ieșit din pietre și v-ar mistui. După care aflăm că Sfântul Toma este trimis să propovădească cuvântul adevărului în India. E, să vedeți acum cum aceste fapte apocrife confirmă această parte de taină și de misiune extrem de importantă a lui Toma. Unde credeți că ajunge Toma în India? El are contact cu doi regi. Primul rege este cel mai important. Este vorba de Gondofares I-ul, care era rege în Taxila, în Punjab, o regiune nord-vestul Indiei, și al cărui nume este cu totul excepțional. Și o să vedeți de ce. Gondofares este până la urmă explicat de specialiști, de exegeți, ca nefiind altul decât Gaspar dintre cei trei magi. Și aici se susține de unii exegeți, este susținut prin faptul că de la Gondofares până la numele de Gaspar, el s-a schimbat acest nume și a schimbat configurația prin faptul că a fost tradus în primul rând în limba armeană. Și din armeană tradus ar fi ajuns Gaspar. Ori noi știm că cei trei magi erau veniți de la răsărit și să ne aducem aminte de ei. Este vorba de Melchior, care îi dăruiește Domnului Iisus aur, este vorba de Baltazar, care îi dăruiește
Smirnă și de acest Gaspar care îi dăruiește ce? Tămâia. Tămâie care este un simbol al divinității. Deci este ca o recunoaștere a lui. Ce se întâmplă cu Sfântul Toma? Sfântul Toma vine în India tocmai la unul din cei trei magi, da? Și restabilește, cum eu am afirmat când, la momentul respectiv când am vorbit de Evanghelia lui Toma, și restabilește legătura cu tradiția primordială, pentru că asta este important. Melchior este numit rege, este numit și rege al Persiei. Baltazar este numit rege al Arabiei, în tradiție. Iar Gaspar, rege al Indiei. Deci vedeți cum se închide cercul. Deci se întoarce Toma ca un fel de legitimare, ca un fel de legitimare a creștinismului în raport cu tradiția primordială, nu? Și se întoarce tocmai la unul din acești trei magi care, repet, este extrem de important pentru că oferindu-i Domnului Iisus tămâia, îi recunoaște caracterul de trimis divin, de profet. Aurul este o recunoaștere ca rege, Smirna o recunoaștere ca preot, iar tămâia o recunoaștere a lui ca profet. Ori profeția, vă aduc aminte în tradiția abrahamică, că Domnul Iisus este considerat, de exemplu, în islam, sfântul este pecetea sfințeniei absolute. Deci, vedeți cum se leagă lucrurile. Prin urmare, misiunea Sfântului Toma, numit și geamănul, și o să vedem aici de ce. Și de ce este numit geamănul? Pentru că așa se traduce Toma. Este Tomos și Atomos. Știm de Atom că este cel nedespărțit. Tomos e cel care este despărțit. Este geamănul. Cine a spus geamănul? Cine a spus Toma lui? Pentru că îi se spunea Iuda geamănul inițial. Și așa apare în scrierile apocrife. Eusebiu din Cezarea. Și de ce îi spunea geamănul? Să vedeți ce spune tradiția. Un lucru foarte interesant. Spunea că îi se spunea geamănul pentru că semăna foarte mult cu Domnul Iisus Hristos. Nu este un amănunt lipsit de importanță. Aici arată că Toma este ca un fel de prelungire a misiunii pământește a Domnului Iisus Hristos. Pentru asta îl cheamă deoparte și beneficiază de un regim aparte față de ceilalți discipoli. Vedeți că lucrurile nu sunt foarte simple și iată de ce am spus că trebuie să acordăm atenție scrierilor apocrife. Nu trebuie să le respingem de la început, pentru că este posibil să aflăm și alte lucruri din ele. Vedeți, eu știu, scrierile apocrife sunt apocrife și ele nu sunt canonice, dar nefiind canonice, asta nu înseamnă că sunt false. Asta înseamnă că o parte din ele pot avea o altă perspectivă asupra lucrurilor. Și eu nu spun că biserica, Doamne ferește, greșește când nu le recunoaște ca fiind canonice. Dar biserica, cum să vă spun eu, nici sau reprezentanții bisericii, cei mai avizați, nu le resping total, ci le scot într-un cont până la, sau le pun într-un cont de umbră, dar ele rămân în atenție pentru că avem informații importante, vedeți? Exact cum este acest caz al lui Toma geamănul. De asta spuneam că nu este lipsit de importanță să vedem care există, ce continuitate există între ei. Ce face mai departe Sfântul Toma? Nu numai că stabilește în nord-vestul Indiei, în Punjab, stabilește legătura cu acest Gondofares, în care majoritatea specialiștilor exegeților spun că este vorba chiar de Gaspar. Da? Deci, haideți să spunem altfel, într-un limbaj profan, îi întoarce vizita, da, magului. După aceea, el continuă misiunea. Și unde continuă misiunea? În sud-estul, în zona Kerala, da? În sud-estul Indiei, la Kerala și mai ales pe malurile fluviului Periar și afluenții săi. După aceea, se mută în partea de sud-est a Indiei,
Și acolo, de acolo până la urmă, în apropierea orașului Matra, se spune că moare. Ulterior este, îi sunt aduse, în fine, îi este adus corpul și înmormântat unde știm că este. Prin urmare, ce vreau să spun? Vedeți că această figură foarte importantă, care este Sfântul Toma, și ca dovadă că biserica nici nu a numit apocrifă această Evanghelie a lui Toma. Vă aduc aminte că biserica o recunoaște ca fiind necanonică și atât. Nu sunt contestări în privința ei. Și de ce? Pentru că nu o să intru în amănunte, nu mai avem timp, dar invit să se recitească Evanghelia lui Toma în lumina a ceea ce eu am afirmat adineaur și o să vedeți că mesajul este extrem, extrem de, aș spune eu, important și în același timp dificil de pătruns. Dificil de pătruns. Sunt formulări paradoxale, sunt formulări greu de digerat pentru noi, dar trebuie să ne gândim că această misiune a lui în India nu este un fapt oarecare. Și de ce el în India? Pe lângă asta mai amintesc ceva, că în istoria sacră și în geografia sacră, care sunt științe tradiționale, India capătă, numele de India este un nume special. În hindusă se numește Bharat India. Cuvântul Hindustan are o anume semnificație și ea se leagă până la urmă de lucruri mult mai vechi, de pe vremea arienilor și a venirii arienilor în zona Indiei și așa mai departe, dintr-un, aș spune eu, dintr-o situare polară a tradiției primordiale. Dar sunt. Asta, de exemplu, în ceea ce privește faptele apocrife a lui Toma. Ca să vedeți că este extrem de important și cum se leagă de o tradiție, de tradiția hindusă până la urmă. Pentru că există creștini în India de atunci, de pe vremea lui Toma. Există și recunosc că se și numește biserică tomitană de multe ori referitor la Sfântul Toma. În ceea ce privește faptele apocrife ale Sfântului Ioan, noi am mai vorbit și sigur, cititorii noștri cunosc în general pentru că le-a fost prezentat gnosticismul. Și am mai vorbit de scrierea apocrifică, de scrierile gnostice. Avem aici un imn de o importanță cu totul specială. El este un imn care este încă și acum, în momentul de față, este folosit într-un ritual al unei anumite secte, e vorba de priscilieni, care a apărut în secolul IV în Spania. Prisciliu se numea episcopul de Avila, cel care a inițiat, ca să spun, acest mod creștin. El este considerat sectar, este o sectă, nu este agreată în general de Biserica Catolică, pentru că vorbim de Spania, nu? De vestul Europei. Dar legătura cu gnosticismul este extrem de importantă. Găsim aici pomenit un imn care are toate caracteristicile unui gnosticism, i-aș spune eu, clasic. Imnul acesta folosește, și cine îl citește o să sesizeze, că apare octoada, de care știm de când am vorbit despre gnosticism. Octoada, care prin acest număr 8, cu toate semnificațiile pe care le are, face o trimitere mult mai veche la o octoadă de la Hermopolis. Și aici ajungem la mediul egiptean. Octoada de la Hermopolis este extrem de importantă pentru gnosticism. Este vorba de 4 perechi de zei, mă refer acum la tradiția egipteană, de unde a fost preluat. 4 perechi de zei, zeul și zeița în sensul de aspectul feminin al zeului, care sunt identificați cu infinitul, cu tenebrele superioare, cu apele primordiale și cu ascunsul, cu non-manifestatul.
cele patru perechi, formează o octoadă. Această octoadă apare și în imnul nostru, pentru că dacă ne uităm la el, o să vedem că la fragmentul 95 avem 8 formulări pozitive condiționale, pozitive și negative condiționale. Spune, aș fi mântuit și aș mântui, aș fi eliberat și aș elibera, aș fi străpuns și aș străpunge. De 8 ori sunt 8 asemenea formulări care vin de la această octoadă. După aceea, după ce termină, chiar și spune, o octoadă cântă împreună cu noi, amin, al 12-lea număr dansează deasupra, amin. Este vorba de semnul zodiacal. Pentru că această octoadă, spuneau gnosticii, mă refer în primul rând la gnosticismul valentinian, spunea că această octoadă se află, da, sub plerom. Și e vorba de cele 8 sfere planetare, cele 8 sfere cerești, care sunt identificate în simbolism cu planetele și care administrează tot ceea ce se întâmplă în creație. După aceea apar cele 10 elemente, 2 treimi și o tetradă, și anume sunt cei 10 ioni gnostici. Nu avem timp să-i citim, dar atrag atenția acestui imn că este, din acest punct de vedere, o dovadă a faptului că până la urmă, Evanghelia Sfântului Ioan, de care noi am vorbit de atâtea ori, că este o Evanghelie autentic metafizică, are o legătură foarte strânsă cu gnosticismul și prin gnosticism, până la urmă, cu neoplatonism. Vedeți, dar, din două exemple pe care le-am dat, că faptele apocrife conțin lucruri, într-adevăr, lămuritoare cu privire la sensul spiritual autentic, nu? Și la zona, la cum se spune acum, la plaja, până la urmă, a problematicii sapiențiale a creștinismului. Este o lectură foarte interesantă, este o lectură foarte plăcută, este o lectură utilă și mai ales este utilă pentru faptul că, sunt convins, ne creează foarte multe întrebări. Ne dă ocazia să ne întrebăm lucruri care sunt importante pentru înțelegerea corectă a creștinismului. De aceea închei cu această rugăminte, atunci când întâlnim texte numite apocrife, să fim atenți și să nu le respingem de la început, pentru că putem afla foarte multe lucruri folositoare din ele. Îi mulțumim domnului profesor Teodoru Ghionde, am vorbit astăzi despre cartea Faptele Apocrife ale Apostolilor Petru, Pavel, Ioan, Andrei și Toma, carte publicată în colecția Manuscris. Și dacă tot a pomenit puțin mai devreme domnul profesor Teodoru Ghiondea, la această carte aș veni și cu alte referințe, bineînțeles, bibliografice, cum ar fi Evanghelia lui Toma, Evangheliile Apocrife, de asemenea mai avem scrierile gnostice de la Nag Hammadi, mai avem imnurile gnostice, imnul Perlei, imnul lui Iisus, iată o întreagă literatură apocrifă gnostică pe care, titlul pe care le găsiți în colecția Manuscris a editurii Herald. Îi mulțumim încă o dată domnului profesor Ghiondea, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!